Salut! Astăzi vreau să vorbim despre zonarea speciilor pomicole. De ce acest subiect? Pentru că nu toate soiurile de pomi fructiferi se dezvoltă la fel în orice zonă a țării. Astfel că zonarea speciilor pomicole, adică amplasarea acestora în teritoriu, în funcție de specie, de soiuri, în funcție de pretențiile acestora față de factorii climatici și pedologici, este o prioritate și în cadrul sistemului de agricultură durabilă. Obiectivul de bază a lucrărilor de zonare și microzonare este utilizarea la maxim prin intermediul plantei de cultură a resurselor naturale din zonă în care se intră și resursele climatice, pentru ca astfel să se obțină o productivitate și o profitabilitate în același timp cu minimizarea efectelor negative asupra mediului. Clima, alături de factorii pedologici, reprezintă factorul determinant în creșterea și descreșterea productivității. Condițiile climatice în care sunt răspândite plantațiile de pomi din România sunt variate. Sub aspect termic, peste 90% din plantații au fost situate în zone cu temperaturi medii anuale, cuprinse între 7 și 11 grade. În această mapă avem distribuția spațială a suprafețelor totale cu livezile de măr pe județe. După cum se observă, este, distribuția este neuniformă și este axată în mod special pe trei județe. Și anume, Bistița Năsăud, în partea de nord a țării, care înregistrează o suprafață totală a plantațiilor cu măr de 6.173 de hectare, urmează pe locul 2 Argeșul cu 5.471 de hectare și Dâmbovița cu 4.408 hectare. Deci putem spune că distribuția mărului la nivel național este concentrată în mod special în două bazine. Într-un bazin nordic, și un bazin uh, subcarpatic central. În această mapă avem reprezentarea suprafețelor totale pe județe, ocupate cu plantațiile de păr, care este o specie cu o pondere mult mai mică la nivel național decât mărul și prunul. Se observă că și prunul este concentrat masiv în livezile din județul Argeș, care singură înregistrează o suprafață de 1030 de hectare, reprezentând 20, 21% din suprafața totală din România ocupată cu plantații de păr. La mare distanță, pe locurile 2 și 3, se situează județele Buzău cu 425 de hectare și Dâmbovița cu 423 de hectare și cu numai 325 de hectare județul Bihor pe locul 4. Aceste patru județe însumează aproximativ 46% din suprafața cultivată cu păr în România. În mapa prezentă sunt reprezentate suprafețele totale pe județe ocupate cu plantațiile de prun. Prunul este o specie cu pondere egală cu amărului în România și tradițional se cultivă în mai multe zone din țară. Dar, se remarcă concentrarea mult mai accentuată decât la măr, asupra fețelor cu liverzile de prun în subcarpații getici și platforma Codmeana. Deci, ca pondere principală tot în județul Argeș, unde înregistrăm 13.557 de hectare, urmat de județul Vâlcea cu 9.484 de hectare. Cele două județe ocupând aproximativ 32% din uh, întregul areal național cultivat cu specia de prun. Urmează la mare distanță suprafețe plantate în județul Prahova de 5800 de hectare, Buzău 5600, se Severin 4700 și Dâmbovița 4700. Arealul de dezvoltare favorabil pentru speciile de piesic și nectarin se află la extremitățile vestice și sud ale țării, respectiv județul Bihor și sudul țării la, în județul Constanța. Aici sunt îndeplinite condițiile de favorabilitate necesare unei bune dezvoltări a acestor două specii de pom fructiferi, piersicul și nectarinul. În această planșă sunt reprezentate Amplasamentele plantațiilor de cais. La această specie observăm că ponderea este deținută de județul Constanța, care deține o suprafață de 694 de hectare, adică 24% din totalul suprafețelor la nivel național cultivate cu această specie, cu caisul. Față de județele următoare, Dintre care, enumerăm Iașul cu 326 de hectare, Bihorul cu 315 hectare și Doljul cu 270 de hectare. Aceste patru județe dețin aproximativ 56% din suprafața cultivată cu CAIS în România. Observăm o distribuție în funcție de cantitatea de căldură necesară plantelor pentru dezvoltare. Deci caisul este o, o specie de pom iubitoare de căldură și de aceea preferă zonele de sud, zonele calde ale țării. În această planșă avem reprezentate suprafețele totale cultivate cu plantații de cireș și vișin. În această situație, iașul deține o suprafață Totală record de 1275 de hectare, reprezentând 16% din totalul suprafețelor cultivate din România. Față de următoarele trei județe, pentru care enumerăm Mehedinții cu 685 de hectare, Vasului cu 605 hectare și bisița Năsăut cu 594 de hectare. Pentru detalii aprofundate privind acest subiect, vă recomand să studiați cu atenție materialul complet elaborat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni. Găsiți linkul în descriere. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.